cred că e mucegai. E umezeală de desubt, uitați-vă că e umed, e mucegai. Este umezeală clar și mucegai. La tabere. Odeaua nu știu când a fost spălată sau asta, deci, la se pretează la lăcuit. Autoritățile sanitare susțin că tabăra funcționează ilegal pentru că nu are autorizații. Patronii susțin însă că respectă legea. Astea două camere sunt cu două paturi duble, restul fiecare cu câte un pat. Și camere fără geam și mucegai. Nu, deci camerele fără geam așa au fost și au zis că este din asta autorizată. Autoritățile sanitare au constatat nereguli și la bucătărie. Deci bucătăria nu are circuite funcționale, nu are spații anexe pentru prelucrarea primară a alimentelor, zarzavaturi, carne, spațiu pentru dezinfecție, ouă. Părinții au plătit câte 570 de lei pentru fiecare copil, 10 zile de cazare.